de făcut și racii în această perioadă. Nu le recomandăm să îi dea de furcă sufletului, îndoindu-se de idealurile lor. Racii se pot extinde pe toate planurile, dar fără o transformare majoră, acest lucru este practic imposibil. Prezența lui Pluton în semn opus racilor arată că, da, lucrurile pot ieși, pot fi fructificate, pot avea chiar expansiune financiară, iau și fler financiar în această perioadă, dar este aproape imposibil fără o transformare majoră. Transformare nu înseamnă neapărat ceva negativ, înseamnă doar ceva care în prima etapă nu ne convine. Pot valorifica mai târziu anumite situații, tot acest Pluton și Saturn le explică acest lucru, că pot intra în situații care pe moment poate nu par productive, dar ulterior vor deveni extraordinar de benefice. Deci mai târziu valorificate, important este măcar să le intuiască evoluția acestor evenimente, iarăși pentru raci ca și pentru fecioare vom vedea. Intuiția în această perioadă este foarte importantă, ei trebuie să intuiască cam cum stau lucrurile, nu neapărat să aibă un răspuns concret. Să spunem, cu cineva cu care vor să înceapă o afacere, acel om, acea persoană nu le poate garanta neapărat că acea afacere va avea un profil perfect. Dar ei vor intui. De asemenea, trebuie să mențină în viața lor doar ceea ce este impecabil la nivel spiritual. Racii nu au voie, asta bine, este valabil pentru toată lumea, dar pentru raci în mod special, pentru că ei sunt agresați oarecum de Pluton, această planetă a descărcărilor karmice, să nu facă compromisuri, să fie impecabil, spuneam, la nivel spiritual. Nu sunt încurajate devierile de la linia destinului. Se pot întreba nativi rac cum să știe care este linia destinului. Spunem, este foarte simplu, acolo unde se simt liniștiți, acolo unde simt elan sufletesc, acolo unde lucrurile par să iasă de la sine fără niște eforturi foarte mari și fără atrage ei niște sfori prea explicit, este clar că este mâna destinului. Acolo unde trebuie să facă un efort foarte mare sau să insiste, este clar că este ceva împotriva firii. Deci nu sunt încurajate devierile de la linia destinului, ceea ce s-a dovedit benefic trebuie păstrat. Este ca și când racii ar avea o pușculiță în care păstrează și depozitează toate lucrurile care au fost bune. Dacă au o profesie care este bună, dacă au un loc de muncă care este bun, dacă au prietenii care sunt bune, trebuie să le mențină. Nu trebuie renunțat la lucrurile pe care le-au obținut de-a lungul timpului doar pentru că acum se simt puțin răscoliți de anumite evenimente. Și de asemenea, vor fi sancționate acțiunile în care antrenează oameni sau activități care nu li se potrivesc. Sunt destul de vulnerabili din punct de vedere sufletesc și zodia berbecului vine cu oarecare agresiune pentru ei, cu acele planete în berbec. Practic, au o mulțime de oportunități, de posibilități care le pot schimba radical existența și în sensul bun se poate schimba, dar condiția de bază este aceea de a accepta disciplina. Pluto este transformator, dar este și un disciplinator, deci el îi disciplinează și trebuie să găsească variantele potrivite pentru a rezolva situațiile în avantajul lor. Ce reglaje karmice avem pentru raci? Racii trebuie să fie atenți la relația cu superiorii ierarhici, trebuie să fie atenți în zona carierei, în zona afacerilor. Este o atenționare deosebită în zona valorilor, mai ales când vorbim de afaceri. Ei trebuie să fie foarte conștienți că orice greșeală în această perioadă va fi taxată cu mare duritate din partea divinului. Nu au voie să interpreteze incorrect o anumită situație, nu au voie să ne dreptățească pe nimeni în această perioadă și trebuie să fie foarte corecți în momentul în care vor să înceapă o afacere. Și în ce constă corectitudinea? Cu riscul de a pierde relația sau de a pierde o prietenie, trebuie să spună, trebuie să acceseze latura emoțională pe care ei de altfel o stăpânesc foarte bine și să se bazeze pe intuiție. Deci dacă simt că sunt inconfortabil în acea relație de parteneriat sau simt că
afacerea nu se poate dezvolta așa cum și-au dorit ei pe termen lung, pentru că aici intervine un alt aspect. Ei pot să fie tentați în perioada următoare, pentru că există o anumită exuberanță și o anumită disponibilitate afectivă, ușor copilărească, să se încreadă foarte ușor în diverse persoane cu care și-ar dori să meargă mai departe, atât în viața personală, dar și în parteneriat. Dar focusăm acum pe parteneriate, pentru că având această disponibilitate și această încredere care va fi sporită odată cu venirea primăverii, pot să se lase ușor influențați de optimism, de energia pe care o au. Și le va fi mai greu, mai ales dacă încep parteneriate cu prieteni din copilărie sau cu persoane în care au o mare încredere, le va fi mai greu să le spună, să le comunice ceea ce simt. Este foarte important să comunice adevărul și mai important este să-și dea seama că ceea ce încep acum trebuie să aibă o aplicabilitate pe termen lung, să nu urmărească afacerile pe termen scurt. Și tocmai din acest motiv, ei trebuie să spună adevărul. Simt că acest lucru nu va merge pe termenul XY. Revenim după publicitate cu aspectele astrale ale săptămânii următoare pentru nativii leu.